Inițiative peste inițiative care vă arată groaza. Groaza că vi se termină mandatul de 34 de ani. Groaza că o suveranistă, o naționalistă va fi președintele României. Vă trebuie 3 luni de zile. Vă trebuie... PSD-ul urlă, urlați și o să mai urlați în alea 3 luni când o să vă duceți către Vămi ca să fugiți din țară împreună cu președintele vostru, cu parlamentul vostru și cu guvernul vostru. Dar știți ceva? Există o lege internațională care vă urmărește inclusiv în statele alea unde credeți voi că nu puteți să fiți extradați. În aceeași ordine de idei vă spun că ceea ce faceți dumneavoastră este ca și comasarea, o neconstituționalitate, un atac la democrație și sunt uimită că acum nu invocați ilustra voastră comisie de la Veneția care vă interzice, evident, prin recomandare, dar până acum ați luat-o ca pe o obligativitate tot ce spunea comisia de la Veneția. Este încă o încercare pe care o faceți prin mâna UDMR-ului cu care ați încercat un malefic atac asupra statului român la sfârșitul lui decembrie. Pentru că ei sunt cei prin care acționați împotriva suveranității și independenței României. Voi vota și AUR, SOS România votează împotrivă. Mulțumesc!